When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Neața, e ora 4:45, a ajuns tuk-tukul nostru cu ghidul cu care vom urca la El Arab să prindem răsăritul. Am rezervat ghidul prin gazda noastră de aici de la cazare, costă 3000 de rupii împreună drumul cu tuk-tukul și ghidul care vine sus cu noi, deci 12 euro pentru amândoi. A ajuns deja așa că hai să mergem și ne vedem pe parcursul drumului. Bate puțin vântul, să aveți o bluză mai groasă la voi. Noi am venit cu gecile de vânt. Sunt vreo 20-25. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life. Rocks are meant to be picked up. Și aici în spate se vede Little Adam's Peak, unde am fost ieri. Scoatem surpriza de seară, merindele. Am primit aseară, înainte să plecăm de la restaurant, un pachet, nu știu ce e înăuntru. O să vedem. De la prietenul nostru, de la Matey Hat. De la Matey Hat, da. Hai să vedem. What can be here? Eu cred că e roti cu banană. Da? Cred, nu știu. Smell like cinema. Da? Vreau să-i da scorsișoare. Da, e un roti cu cu nimic? Banana. Banana și scorțișor. Și jackfruit, cred că. Da? Ia să duc și eu. Nu. Da, cred că e roti cu banana și cu jackfruit. Mai e un fruct care e mai acru puțin. Trebuie mango. Sau mango. Mic dejun la înălțime. Da. Acolo e Little Adam's Peak, unde am fost alaltăieri. Foarte faine priveliște acum. Iar ghidul nostru merge în șlap cu mâinile la spate. Asta da skill. Thank you.
După ce am coborât de pe La Roc, am luat micul dejun pentru ultima oară cu această priveliște. Mai apoi ne-am hotărât să vizităm Elea la Pas și am postat primul nostru vlog, pe care sperăm că l-ați văzut. Iată, în spatele meu se vede Elea Roc, locul de unde am văzut răsăritul. Acum vom merge exact pe dealul opus, la Little Adam's Peak, să vedem apusul. Haideți! Acolo sus am fost azi dimineață. Da, tiroliana mai merge. Prietenul. Săracul. Hai, du-te. Uite că se duce. Uite, nu prea vedem apus, că nori peste tot. Da. Așteptăm până. Salutare, am ajuns pe Little Adam's Peak. E vânt și e norat, nu cred că o să vedem un apus astăzi. Data viitoare poate ne vom întoarce la Elea să vedem un apus de pe Little Adam's Peak. Țineți aproape. Your dreams, every scene, go on now, be good, be fine, live your life. Yeah. Parata. This is plain parata. We cook it. This is egg, okay? Okay. Now, he will bring you the veggies. Yeah. Curry. Torta. Now we have the vegetables with chicken. Legumele cu pui. Și așa se pregătește o parata cu legume și pui. Thank you, chef. După cremă de dovleac, dar e mai lichidă decât a noi. Restul serii l-am petrecut savurând un cocktail cu arac și bucurându-ne de muzica live. Ultima noastră seară la Elea am schimbat cazarea, iar la noua cazare am avut priveliște asupra podului cu nouă arcade. Având această ocazie, ne-am trezit la 6:45 dimineața să vedem trenul trecând peste pod, deoarece aici în Elea trenul trece de aproximativ 4 ori pe zi în fiecare sens. Neața!
noi ne-am trezit și cum v-am arătat mai devreme, am prins două trenuri, într-un sens și în celălalt cum au trecut. Le-am văzut de pe balcon, foarte frumos. Și acum o să mergem până la Niners Bridge aici, poate facem câteva poze, filmăm puțin mai de aproape și să vedem dacă mai avem timp de tiroliană sau o lăsăm pe data viitoare. Azi trebuie să ajungem înapoi până în ora 2 la Dicvela, începem munca la 2:30. Gata mini-vacanța! Haide! Salut! Am ajuns la faimosul pod cu nouă arcade, Niners Bridges. Peisajul din spatele nostru se poate observa podul, însă e puțin în junglă, adică nu e întreținut ca și obiectiv turistic din câte vedem noi acum. Da, trebuie să mergem pe partea cealaltă a podului, poate de fapt acolo e mai curățat. Trebuia să fie niște plantații de ceai, e posibil să fie totuși în partea cealaltă, dar jungla din spate... Ar fi fain să o curețe totuși dacă e un landmark, un obiectiv atât de important aici în Ela. Ar putea să profite puțin mai mult, să curețe aici, să facă un peisaj, nu știu, să facă o platformă ca la Tâmpa, unde lumea să se fotografieze. Pentru că oricum e aglomerat toată ziua. Acum sunt puțini oameni, dar de la balconul cazării noastre am văzut ieri toată după masa, în continuu era lume. Haide să vedem totuși pe partea cealaltă și revenim cu impresii. Haide să vă povestesc câte ceva despre Nine Arch Bridge, podul cu 9 arcade. Această capodoperă arhitecturală a inginerilor șrilanchezi construită la inițiativa britanicilor are o lungime de 90 de metri și o înălțime de 30 de metri. El a fost construit pentru a conecta localitățile Demodara și Ela și a facilitat transportul de materiale și ceai. În special se află în jurul plantațiilor de ceai, sunt pe ambele dealuri plantații de ceai. A început construcția înaintea războiului mondial, primului război mondial, The Great War, cum îi spun britanicii, însă din cauza lipsei materialelor de construcții din timpul războiului, oțelul folosit pentru ramforsări nu a mai ajuns aici, asta este o poveste a localnicilor și el a fost construit exclusiv din ciment și piatră. Este... După cum vă spuneam, este obiectivul cel mai vizitat din zona Ela și unde găsești turiști de la 6 dimineața până seara la apus. Cel mai bun view îl poți avea dacă traversezi plantațiile de ceai. Într-adevăr, pe această parte sunt plantații de ceai. Însă accesul a fost închis cu niște lemne. Din câte țin minte, trebuie să vorbești cu un localnic sau cu cineva de-al casei care să te aducă el pentru o sumă modică, te aduce și te lasă să privești către pod din plantațiile de ceai. Tind să cred că foarte multă lume a făcut asta și deja a devenit oarecum obositor și deranjant, lucru pentru care au decis să nu mai permită accesul. Da, suspendat accesul, clar, oprit cu niște porți de lemn. Oricum, mă bucur că am venit aici. Eu azi dimineață n-am fost foarte convinsă, am vrut să sărim peste. De obicei nu am așa o mare atracție către obiectivele principale, unde știu că se adună foarte multă lume și nu prea apuci să te bucuri de ele, că e agitația aceasta.
Dar noi cum am venit de dimineață, poate era și mai bine să venim cu încă o jumătate de oră mai târziu, undeva la ora 7. Mai devreme. Mai devreme. Dar totuși nu e încă atât de aglomerat. O să admir puțin ceea ce se întâmplă aici. După vizita noastră la Nine Arch Bridge, a venit vremea să ne îndreptăm din nou către coasta sudică, unde ne așteptau laptopurile și munca. Live it your life.